pijame de piau. M-ați pupa? Ați vrea să mă îmbrățișați? La o plimbare în familie. Șacalilor, ce faceți? Știu că n-am mai postat de o lună, tocmai de-aia cu rușine în suflet zic mimuri cu Snic. Eu sunt Snic. Avem 77.000 de meme prin grupul ăsta, băi, fraților. Deci dacă vreți să vă înscrieți, îl aveți în descriere în grupul de Facebook. Eu să vă accept, pentru că cam asta fac. Fiți atenți ce proșu a pus frate-miu scaunul. Ăsta nu trebuie să fac așa, dar fii atent dacă fac așa. Poate mă duc cu totul. Sper că sunteți bine. Am vrut și eu să filmez după o lună, da? Deci filmez după o lună. Acum au venit o cisternă, un camion aici în față, un tun de iarba, mașina de la poștă a venit să aducă toate coletele din lume. Ce mai e? Asfaltează ăștia aici toate astea într-un cartier, da? Deci ca idei, că n-am vrut eu să filmez după o lună. Dar noi suntem bine, bă, suntem fericiți. Nu uitați să dați un like, fraților. Dacă vreți să facem 20.000 de like-uri, ați fi cei mai adevărat, oameni. Ce puteți dacă vreți să activați și clopoțelul, dar nu așa, bum, așa, cu toate notificările, înțelegi? Ca să primiți notificare când postez, că nu se mai uită lumea la mine, bă, veri, mă, super. Hai să vedem ce-o băgată moderatorii noștri la favorite. Bă, frate. Denis Vinoleacu! Bă, nu vrea să vin, e prost, dar ce asta, bă, veri? Fugi, bă! Uai, dar ai zis că nu e acasă. Așa am crezut. Crucea mamei voastre colanilor. Aie cover Snic, whisky, cola, tequila. Nu pot să cred. I let it end it now, I let it end it now, I'm in it at the now, I let it at the now. Bă, mi-a zis că-i vocea mea. I let it end it now, 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 I let it end it now. I let it end it now, I let it now. Let's go! Doamne, ce tare este! Bă, leșin, o pun ca ringtone. Este top, efectiv, whisky, cola and tequila. Ia! Whisky, cola and tequila. Shai de merib direct, da. De ce, bă? Frate meu, se simte bine că-i pe pieptul meu și că-i transmit dragoste. Ador direct! Bun, nice, nice. L-am dat, o să fac un concurs unde o să selectez cele mai bune mimuri vreodată făcute în viața asta și o să-i dau ceva. Nu știu ce-i dau, dar o să-i dau ceva la locul 1, 2 și 3, pe cuvântul meu. Ia! Bă, le-au ratat. Ce prostii, veri, doamne. La o plimbare în familie. Și în măta găsește o poză cu tine și vrea să-i arate lui Tactu. Uite ce poză am găsit cu Fitu. Doamne, bă, ce bun este. Deci de ce n-are mai multe like-uri? Bă, este prea bun. Este clasicul la Balcanic, gen. Ești în cameră cu Tactu, uite el aceeași, după doamne, vezi pe datul. Și vrei să schimbi, știi? Băi, de ce ai schimbat? Să trești de toată. Tată, dar ce să dormi, băi? Lasă acolo, ce schimbi televizor, ești nebun? Dacă îți dau o palmă, mergi în cealaltă cameră. Moments before disaster. Ai trendul ăsta. Tu mori. Tu mori, ai mici, tu mori. Cotea Florin, îmi dai și mie acest mim să-l pun și eu la, pe TikTok. Te rog frumos. Dacă vreți să mai revin cu mimuri, scrieți cuvântul mim în comentarii și eu dau inimă la toate comentariile. Și dacă sunt peste 1000 de comentarii cu mim, eu o să revin ca lumea cu mimuri cu Snic. N-am mai făcut, că crezi că nu vă mai place, bă. Sincer acum. Wow, hai să mai vedem un mim. Wow, ce se întâmplă? Wow, am intrat din greșeală pe Foodshop la produse reduse. Oh, nu, l-am băgat deja în coș. Oi, am băgat codul Snic din greșeală. What the fuck? Oh, deci am băgat codul Snic care merge la produsele deja reduse, deci este dublă reducere pe Foodshop cu codul Snic. Adică vrei să spui că ăsta costau 6.059 și eu l-am luat cu 5.035? What? Așa că folosiți voi codul Snic, 10% reducere pe Foodshop, plus că merge la produse deja reduse, dublă reducere. Mulțumesc pentru această mică pauză de publicitate. Luci, Cilu, Cici, Lulu. Cilu îmi spunea un coleg de-a meu rare, frate, când eram prin clasa a 6-a. Nu așa îmi spunea, Cilu, Lulu, Lulu, Lulu. Mama ta așteptându-te după ce am vorbit cu diriginta. Deci asta este prea amuzant. Oh, doamne, ce amintiri. Bă, de cel mai groază mi-era când trebuia să... După ședința cu părinții, doamne ferești. Pov, mamele când bârfesc. S-a dus până în bucătărie să facă cafea și ghicește ce cafea nu mai era și ți-a dus au.
apă. Și știi ce? Nici măcar nu mai era apă de la izvor, era apă cumpărat. Postează mimuri să atragi 25 de cărți, Nic. Efectiv, așa sunt acum. Când? De 3 luni? De când îs așa? 5 luni? No, 5 luni de când am... Bă, ce nesimți sunt. Să știți că îmi pare foarte rău, dar chiar uite, să vă zic așa sincer, fratele vostru, adică eu, nu fratele, eu fratele vostru online, virtual, digital, eu sunt fratele vostru digital. Sunt fratele vostru digital. Dacă se ia cineva de voi, scrieți-mi pe Instagram că vin și-l năpârlesc. În ultimul timp, în viața mea s-au întâmplat niște lucruri mai noi, da? Și n-am mai avut cumva timpul necesar, de fapt timp există. Nu mi-am găsit, eu n-am mai avut cumva starea necesară, că eram cu capul în alte părți. Dar dacă o să mă mai urmăriți și anul ăsta, și pe Instagram, și pe TikTok, și peste tot, o să vedeți că o să se întâmple niște lucruri noi, la care nu mă așteptam să întâmple. Nu vreau încă să vi le spun, pentru că dacă le spui, știi, nu se mai întâmplă neapărat, dar vă întreb așa, doar vă dau un hint. Dacă eu aș avea apa mea, da? Ați cumpăra-o? Vreau atâta să știu, apa mea simplă, apa mea cu proteine, vreau doar să știu dacă ați bea apă, apa mea, propria mea apă. Ia uite la ăsta, nu vreau să ne chelios. Yes, Denis chelios, yeah. Yes, of course. Slick, Chris, Emma. Deci, ca idee, mie mi-ar fi plăcut să mă chemi Chris și lumea mi-ar fi plăcut să mă chemi Emma, pentru că și-o dorit o fată, cum ar fi am apărut eu. Ia să vedem. De la... De la mea. Un bol, fraților, un bol, o furculie. De la cu tot cu nervi, cu tot cu tot. De la cadou meu, doamne. De la era exact ca Tyler de Tyler Watts. De la bă, ferească Dumnezeu, Alexandru cel mic s-a terminat. Alexandru cel mic. De la Jin Jang Jong. Sunt prost rău de tot, ești prost. Deci eu nu-mi dau vârsta pe care am. Voi când, bă, săracilor? Păi da. Bă, e tare rău. Sper să reacționeze Sniculeț la el, că nu am mai făcut reacție de pe mimuri cu Snic de mult. Eu am pus emoji-ul lui Snic preferat. O să-i dau și unde sta. Chiar voi reacționa. Nu se poate. Bă, nu se poate. O să bată mini frate cu azbula, meri. Parcă așa au zis Snic, nu? Bă, trăiască familia mea. Nu. Deci Costea Florin, care este pe lângă un prieten, un tovarăș și un moderator extraordinar, bă, este cel mai bun mimăr, frate, este unul dintre cei mai buni mimări. L-E-S-U-I-N Leșin. Deci, de ce sunt srec? De ce sunt srec? Nu pot să înțeleg. Ia uite, și vine Ianis și pune SpongeBob cum râde. De ce râde de mine ca srec? Paște fericit, ce faci, băi, șacalilor? Vezi ouă de la mână? Știți cum e, dacă nu mă găsiți la găini, puteți mă căutați la ouă. God of War, The Return of the Ratați. Ești prost? Deci dacă am avea un joc, eu știu, cred că am bubuie, ești prost? Deci cred că... Deci am vinde... Pe bune că am vinde, mă jur. Bă, deci de ce sunt 6000 de vizualizări pe mimul ăsta și are doar 200 de like-uri? Dați, măi, fraților, like-uri, așa am vorbit. Care mimul e bun, îi dați like-uri, cum ar nici. O să facem un top. Eu cu fratele meu pe ultima zi de școală. Nu e bun să mă aplăce și nici bani să mă gândece, că mă țin tare pe picioare. Da, ce bine că a terminat școala. Pe bune, bă. Minecraft. Deci ăștia se numește Minecraft. Bă, băi, nu pot să cred că chiar am făcut asta. Bă, dar și Caterin Cobor. Aude-l pe frate meu. Oleacă, bă, mai greu. Deci la ce zile a avut în ultimul timp, în weekend, s-o rupt, s-o terminat. Aveam și lucruri prin portbagaj, le-am lăsat acasă, mă, o să-l iau pe ăsta de pe câmp. Așa l-am cules, așa l-am găsit. Bă, astea le-am văzut pe live, nu? Ok. Băieți, fiți sinceri, dacă n-ați ști că la sunt eu, gen, că am fost băiat și m-ați vedea în rochea aia de mireasă, ok? Dar voi ați ști că sunt femeie. M-ați pupa? Ați vrea să mă îmbrățișați și să-mi faceți lucruri indecente? Sincer. Știți cum îmi dau eu seama că trebuie să opresc filmarea? Uite-o leacă, nu mai merge Facebook-ul. Deci când nu mai, ia uite-l, când nu mai merge Facebook-ul, eu trebuie să închid episodul. Deci efectiv așa îmi dau seama. Ia, la o ciorbă direct. Ah, cum ar veni că am iPhone, dar eu mănânc de-astea, ciorbă la plic, cum ar veni. Așa sunt acum, mi-am dat banii pe mașină și n-am mai mâncat de două zile, la modul mănânc o masă pe zi. Așa că nu uitați să dați un like, ca să reîncep și eu să mănânc. Da, nu, panoramă, ok? Oh, da, da, femeie de casă, ok. Tu îmi dai aripi ca un energizant, sărutul de pe pielea mea auto-bronzant. Prima iubire nu se uită, veri. Hai că aș fi vrut eu să arate, veri, golful așa, hai că așa arăta. Dar era bătrân, băi, ce să mai trebuia să mă...
A bătrânisim eu, chelisim eu, mai stăteam și cu golful. Trebuia așa o leacă să mai schimbăm mașina, înțelegi? Cam astea sunt mimurile de astăzi. Care mi s-a părut cel mai bun, nu știu la care am râs cel mai mult. De asta mi-a plăcut. Chit că a fost doar un cover, mi s-a părut foarte amuzant. Ăsta a fost foarte bun, da. Pentru că mă simt. Când am început filmarea aveam 71,1. Acum avem 77,2 membri, da? 77,200. Am crescut cu 100 de membri. Cam ăsta au fost clipul cu mimuri. Mulțumesc că m-ați urmărit, sper că vă plăcut mie. Stai să mai beau gurtea, că nu mai pot, verea muri. Bă, voi aveți căniții de-astea? Ăștia mai în vârstă leacă, gen ca mine. Pentru că le-am venit de la grădiniță, frate. Ăștia care sunteți în generații cu mine, sigur aveți și voi căniții de-astea. Sau chiar dacă sunteți mai mici, mi se pare că este efectiv cana românului. Deci cana average balcanic kid. Nu știu cum se spune, cap. Dar are 200 de ani americana asta și încă nu s-o spart. Cum? Băi, încerc să revin la miercuri, sâmbătă la ora 2, cum postam odată. Doamne, ce frumoasă era perioada aia, așa că vă rog frumos, susțineți-mă cu comentarii frumoase, cu un like, cu un share, cu un clopoțel activat, ca să-mi dați energie să mai filmez. Pentru că sunt prost, nu știu de ce, nu mai am disciplina pe care o aveam odată cu filmatul și chiar aș vrea să mai revin. Vă mulțumesc că ați fost până în momentul acesta cu mine. Aveți grupul de Facebook în descriere. Îmi mulțumesc moderatorilor care se ocupă de grup. Bineînțeles, îi aveți și pe ei în descriere. Sunt niște oameni extraordinari. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Ronz Niculeș. Și ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Pa, bă!